Comparativ cu alți europeni, românii sunt nemulțumiți de conducători într-un număr covârșitor. Principalele motive ar fi pentru că fac față cu greu problemelor financiare din cauza slabei salarizări, dar și din cauza incompetenței celor care sunt puși să ia decizii pentru bunăstarea cetățenilor. Românii nu sunt foarte fericiți și nici foarte optimiști comparativ cu alți europeni. Din lipsa posibilităților, aceștia nu își achită la timp facturile, amână consultațiile la medic și renunță la carne și fructe pentru a economisi. Cei mai mulți încearcă să rămână în țara natală, deși trăiesc cu grija zilei de mâine. Eu am niște motive ale mele personale care să fiu chiar indignat de așa ceva și conducerea țării. Pentru că nu se gândesc la masa de jos, la populație, cei care au muncit o viață întreagă și nu pot să trăiască de pe o zi pe alta în timpul de azi. Asta e părerea mea. Chiar e mare, bă. Aștia chiar că-s prostălăii prostălăilor. Rog la Dumnezeu să ducă, să vină PSD-ul. Românii sunt nemulțumiți de nivelul de trai și acuză pe politicienii din fruntea țării că prin măsurile întreprinse de aceștia distrug sistematic economia țării și nu contribuie cu nimic la dezvoltarea României. Care conducător? Avem conducători noi, mă cam îndoi. Ei rugăm pe cei care conduc să se gândească că suntem oameni, suntem românii poporului care i-am ales cu credință, care i-am ales cu conștiință și să fie alături de noi, să nu mai facă ce au făcut până acum. Suntem îngroziți de ceea ce pățim. Nu pensiile mărite. Eu am 800 de mii în 20 de ani de muncă. Nu este bine pentru noi bătrânii cu medicamente, cu alimente sunt foarte scumpe, cu chirii, cu toate ce sunt. Încă o dată fac apel la românii din țară să fie atenți și să ieșim în stradă. Nimergici, ia-și în pușca, a distrus țară. Pandemia nu a adus cu ea doar probleme de ordin medical, ci mai degrabă un haos economic pe seama scumpirilor la energie și combustibil, care atrag în lanț inevitabil și scumpirea celorlalte produse de larg consum. Deși scumpirile sunt de cel puțin 30% în multe domenii, salariile, pensiile și alte venituri s-au plafonat la același nivel dinainte de pandemie. Acum toate scumpe, pensii mici, prețurile cresc din zi în zi și cu ce să trăim? Energia scumpă. Nu ne ajunge nici de medicamente, dar păi de muncim la țară, nu avem niciun venit, produsele nu sunt plătite. Foarte proaste, foarte proaste, nu suntem ajutorați cu nimic. De exemplu, eu am animale, n-am primit nicio subvenție pe anul trecut. Păi omul se dezgustează, nu mai poate, muncim până murim și dacă acum lumea secetă mare, foc pe câmp, cu ce să trăim? O să ajungă lumea toată să fure, să nu știu ce să facă. N-au cu ce să trăiască. Pur și simplu, sunt oameni foarte năcăjiți, foarte, mai ales, țărani. Oamenii sunt dezamăgiți periodic de conducătorii României care amână fiecare termen care ar fi prevăzut creșterea salariilor și a pensiilor. De asemenea, anumite beneficii, cum ar fi subvenționarea transportului elevilor și studenților, dar și tichetele de vacanță pentru bugetare au fost eliminate.